Comuna Sălașul de Sus va găzdui în perioada 21-22 mai Festivalul Narciselor, ediția a 20-a, un eveniment de referință pentru zona țării Hațegului. Organizat de Consiliul Județean Hunedoara și Primăria Comunei Sălașul de Sus, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă și al Direcției de Administrare Monumente și Promovare Turistică, evenimentul aduce în fața publicului, dincolo de frumusețea naturii, un cadru natural de excepție al fânețelor cu narcise, un program deosebit de variat care cuprinde ateliere pentru copii, muzică pentru toate gusturile și competiții sportive. Duminică 22 mai de la ora 16 spectacolul folcloric organizat de Centrul de cultură și artă va reuni tineri interpreți de muzică populară, soliști consacrați, cât și invitați speciali apreciați de public.